Epidemiologii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt au înregistrat în perioada 9-15 februarie 1731 de cazuri de viroze respiratorii. Mai mult, în această săptămână au fost administrate 757 de doze de vaccin antigripal. La nivelul județului Olt, în săptămâna 9-15 februarie 2015, s-au înregistrat un număr de 1164 de infecții respiratorii acute. Din totalul de cazuri de infecție respiratorie, doar 71 de pacienți au fost internați. Tot în această perioadă, săptămâna aceasta, au fost înregistrate un număr de 567 de cazuri de pneumonii, din care 145 au necesitat internare. Frecvența îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii se menține la același nivel față de ultima săptămână. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt au și câteva sfaturi pentru prevenirea bolilor respiratorii. Pentru cazurile compatibile cu gripa, febra înaltă este un simptom specific virusurilor gripale, motiv pentru care recomandăm populației respectarea regulilor în vederea limitării extinderii afecțiunilor respiratorii, evitarea zonelor aglomerate, evitarea contactului cu persoane bolnave, evitarea schimburilor bruște de temperatură, folosirea batistei de unică folosință și respectarea unui program de regim sănătos de viață, alimentație bogată în legume și fructe. În județul Olt nu a fost înregistrat niciun deces provocat de gripă. Din păcate, virozele au luat forme foarte violente și cedează greu chiar și în urma administrării, acolo unde se impune a antibioticelor.